Care este apogeul în muzică pentru tine, iată? În primul rând, eu nu cred că el există, un apogeu, pentru că eu nu cred că ajungi la un moment în viața ta când, spre exemplu, nu știu, hai să spunem că ești pe o scenă de 100.000 de oameni, la concertul tău solo, unde toată lumea acolo chiui, urlă, leașnă, plânge și tot așa mai departe după tine. Și eu nu cred că tu în momentul acela o să ieși pe scenă și o spui, ăsta e apogeul din viața mea, nu cred că eu aș vrea mai bine de atât. Dar și poate mai bine pe Marte, unde deja? Pe Marte e. Nu știu, eu cred că asta e o chestie care îți dă emoții. Dar eu nu cred că există un apogeu. Pentru că eu am avut niște momente de genul ăsta când eu urcam pe scenă. Eu deja prea multe explicații dau la Blitz, nu?